Antonia a lansat un strigăt de ajutor pe contul ei de Instagram, unde a făcut publică povestea unei fetițe din Cluj, care a fost diagnosticată cu o boală mortală. Artista crede că apelul ei pentru ajutarea și salvarea Cristinei nu este iluzoriu. Antonia, strigăt de ajutor pentru o fetiță care are o boală mortală. Antonia este foarte sensibilă în legătură cu subiectele delicate despre copii. Recent, cântăreața a aflat de cazul unei copile care a practicat până acum câteva luni kickboxing. Cristina a primit un diagnostic crunt de la medici, canceros imediat ce a dat peste postarea compozitorului Eric Frank. Antonia a salvat-o și a urcat-o pe Instagram Stories. Înainte să o publice, iubita lui Alex Velea a scris pe captură mesajul: "Please, help me. Re, vă rog, ajutați." Oferind și un link către un material unde erau mai multe informații despre drama pe care o trăiește Cristina. Fetița pentru care Antonia a lansat apelul, programată pentru operație luna viitoare. La începutul lunii iulie, zora mea, Cristina, a observat o umflatură pe partea interioară a piciorului drept, un pic sub nivelul genunchiului și se plângea de dureri de picior. În perioada aceea, ea facea kickbox, iar mama, crezând că este o lovitură accidental provocată la antrenamente, a decis să renunte pentru un timp la antrenamente. Într-o săptămână, umflatura s-a mărit puțin, durerea devenise puțin mai puternică și s-au decis să meargă la spital pentru analize. Asta s-a descoperit că Cristinuta are cancer la os. Tratamentul cu chimioterapie l-a început la sfârșitul lunii august la Spitalul de Oncologie din Cluj, de lângă Grădina Botanică. În urmă cu aproximativ 3 săptămâni, Cristina a fost dusă la București pentru examinare și pentru a se afla exact în ce consta operația. Operația consta în eliminarea partiilor oaselor afectate, cel mai afectat os fiind tibia. Operația este programată la sfârșitul lunii decembrie, din păcate, data exactă încă nu se știe. Aici aveți contul mamei noastre 2.Vigoarta Daniela Elena Ro. 51 rezet bere 00006001758091. Orice distribuire contează. Mulțumesc enorm de mult celor implicati deja în cazul surorii mele. Și mulțumesc anticipat tuturor celor care se vor implica pe parcurs. Voi continua să postez noi detalii în legătură cu starea ei de sănătate pe site-ul de mai jos. Diez help, diez bone cancer, diez sister este postarea emoționantă făcută de Sela Zacharias pe contul ei de Facebook în urmă cu câteva ore.